Domnilor, la Slim CNC, episodul 4. Episodul 4, domnule. Unde o să deblocăm chestia asta? O să fucking deblocăm! O să o deblocăm. Și dacă vrei să mai vezi chestia asta, dă-i un like ca să văd și eu. Dacă nu, dă-i niciun like. Sau poate chiar dislike. Dă-i toate dislike-urile din lume, purcașe! Atât? Pă bune. Am luat 1500. Pe atât. Glumesc. Cred că se vede și la stânga, nu? Ok, e bine. Hai să ne urcăm deasupra. Să vedem totul din ansamblu. Cu noul nostru jetpack! Șpau! Ok. Deci văd ceva verde pe acolo, deci s-ar putea să fie Snoop Dogg. Aici cred că e doar zona noastră. Văzută de sus, da? Ok. Îmi place să mă urc sus pentru că văd totul în ansamblu și sigur nu pierd nimica din vizor. What the fuck is happening here? Găinu... găinușe! Și avem și zone noi, se pare. Vedeți, aici avem o zonă nouă în care putem să punem, să construim chestii. Ce e o chestie care mă deranjează la jocul ăsta, de fapt? Că nu poți să-ți construiești tu unde vrei, gen Minecraft. Da, nu poți să-ți construiești unde vrei, gen trebuie să pui neapărat într-o zonă care e predefinită. Dar poate o să schimbe chestia asta pe viitor, habar n-am. Pă bune, am dat 1500 pe o zonă de căcat. Wow. 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 Ia bine, am dat 1500 ca să... să explic mai exact de ce. Pe o zonă cu găini. Am dat 1500 pe găini. Da. Chiar am dat 1500. Măcar avem găinile ca să le dăm la pisici de mâncare. Și poate, n-are cum să fie atâta joc. O fi pre-alpha, dar eu am mai văzut oameni care au mai ajuns undeva. Deci trebuie să mai fie, adică trebuie să mai fie, i-am văzut în gameplay-uri. Nu m-am uitat la gameplay-uri decât de la vreo două episoade, dar când m-am uitat la ele, am văzut că avea și alte slime-uri cel puțin. N-am vrut să mă spoilerez singur. Nu-mi place să mă spoilerez singur că înainte să joc un joc de... Dacă joc un horror să văd cum arată un monstru dinainte, mi se pare stupid pentru că după aia nu mai pot să mă sperii cum trebuie. Trebuie să te sperii ca un bărbat. Ca un alpacagiu, darajiu. Și am văzut o chestie, ei aveau mai multe sloturi în pizda mătii. Acolo la... pune scrie 15 la mine la Pogo Fruit, ei pot să aibă... Am văzut oameni care aveau și 40 sau mai mult de atâta, nu doar... Nu de care fel sunt dezamăgit, gen, credeam că... Nu știu, mă gândeam că merge să fac mai mult de 30. Deci acum 30-ul e limita la mine, dar... Nu merge? Adică gen trebuie să treacă mai multe zile sau ceva? Faceți-mi asta și în comentarii și mersi că... Am văzut domnul coment cu slime Q. Total. O să rezolvăm și cu chestia aia. Gen, practic trebuie să-l găsim. O să vedem într-un alt episod. Nu știu dacă în ăsta neapărat o să găsim magicul slime key. Dar să sperăm. Tot drumul ăsta e doar așa, stânga-dreapta, cu o zonă de căcat, pentru că mă duce la o nimica. Deci... Nu e tocmai worth. Și nu le mai dau, le dau eu de mâncare de acum, nu le mai dau la autofeeder, pentru că autofeeder e un căcat. De grase sunt să-mi bag. Uite cât e cacă. Luați copiii mei. Luați. Luați găinile la tata. Găinile am să le pun în graj. Pentru că găinile o să-mi folosească mai încolo la alte slime-uri care știu sigur că există. Și nu trebuie să fie. Ideea e că acum avem o zonă plină cu găini. Deci dacă chiar vreau găini, ori nu neapărat aici, acolo în spate mă duc și iau găini câte vrea Dumnezeu. Arunc aici cu caroții după ele. Ce asta? Bă, rustăre, bă, băiatule, tu încerci să scapi? Merge să upgradez asta? Deci să fac mai mare sau chestii? I was. I'm keeping chickens and hungry slimes out. Ok. Springgrass. Springgrass attracts scabble bugs. Ah, se fut de două ori mai repede. Și vitamizerul. The very latest event allowing them to grow into healthy hands and roosters twice as fast. Stai puțin, deci vitamizerul și ăsta ce fac? Diferența dintre ele? A, asta face ouă mai rapid. Se reproduc mai rapid. Să le fa... A, deci ăsta face să se reproducă mai rapid. Și ăsta face să crească mai rapid. Ălea care sunt deja acolo. M-am prins. Asta înseamnă că avem ce colecta. Deși e cam devreme totuși. Dar să sperăm. Găsim totuși ceva. Și avem zona aia de reblocat. Ca să fie treaba. Ok. Avem de luat chestii pe aici? 15, 30, ia uite, avem.
Suntem bogați, tată. E o găină blocată acolo. E mâncarea care n-au mâncat-o. Dar o să o mănânce ele până la urmă. O să le fie, până vă zic eu. Uite, vezi, n-am loc de 30. E enervant ca dracu. Foarte enervant chestia asta. Trebuie să meargă cumva mai mult. Nu știu cum, dar trebuie. O, strângem găinile și de la pisica aia mare de mâncare să ne teleportăm direct acolo. Asta facem acum. Mă țineți minte că era o pisică mare? Hai să strângem toate găinile astea de căcat. Mai strâng găinii partea alta. Mai las câteva pe aici ca să nu rămână cocoșul singur, să n-aibă ce viola. Și hai să ducem la pisica aia. Hai să mai strângem până la 30 ca să fiu sigur că au destule. Că nu știu sigur cât îi trebuie. Asta e faza, nu știu sigur cât trebuie să aibă pisica aia de mâncare ca să explodeze. Dar aia era o treabă care vreau să facem mai demult. Să mai verificăm o dată dacă vrem să facem tank booster-ul ăla de căcat. Ar fi bine să putem, da. Bă, astea mănâncă pământul. Bă, tu mănânci pământul, bă. Pământul meu la care am mulțat atâta. Bine, dracu. Apropo, bine, mă cheamă puiul în realitate. Vreau să chiar mă cheamă puiul. Deci în buletin sunt puiul. Poate este un fact care l-a face doar în video ăsta și pe viitor nu o să mai spun niciodată, deci... Just a tool you to know. Aptul nici cred că știți deja. Am mai văzut copii care m-au strigat puiul. De exemplu, acum 30 de minute a venit un copil care mă știa de pe canal, probabil. Și a venit la mine la geam și mi-a bătut în geam și mi-a spus salutat baga și a plecat. Efectiv, a venit și a plecat. Nu mi-a zis nimic altceva. Mi-a salutat baga și a venit și a plecat. Mă iubește, spun eu. Mă iubește. Ce e asta? Am venit pe afară. Ia colecta mai mult de ăștia. Și 37 de lei astea să dea de răși. Banii pentru noi, nu? Azi n-am cum merge să ne mărim ăsta mai mult. Oooo, putem! Urcașe, șef! Ui, băigum, 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 să nu, că noi suntem în bani! Suntem în bani, păi cum să nu cumpărăm noi? Uite, i-am luat cum ăsta rozi în scădere. Iar ăla care l-avem noi de... Oh, fuck, și ăla de pisică în scădere. Totul e... Dumai ăla de aur și ăla de piatră de căcat e în crește. Nimeni nu crește piatră! E un căcat piatra aia. Te înțeapă. Asta e tot ce face. Și ați văzut și voi pe pielea voastră. La pielea mea cel puțin. Și să nu stați prea aproape de asta când culegeți că se duc pe jos, aparent. Pentru că e proști și nu știe să fugă. Să nu vă cumpărați niciodată auto, pula mea, autofeeder-ul ăla. Cel puțin când e în pre-alfa ăsta. Deci dacă aveți cumva... Dumnezeu vă dă și vouă G2A-ul pentru că aveți un ceva, da? Vă dă early access-ul ăsta. What the fuck? Să nu... Să nu cumpărați căcatul ăla. Așa, cred că poți să iei early access. Cum poți să iei early access-ul ăsta în afară să îl primești? De nu știu dacă îl puteți găsi crăcuit pe net. Cred că puteți să-l găsi. O să dau 314 de ăștia. My time is now, now! My time is now, now! John Cena! Hai să găsim niște repede niște caros de ăștia. Să vedem ce se întâmplă când... Oh, putem lua și de ăștia, căcați! Hai să-i luăm, hai să-i luăm, hai să-i luăm. Băiatul. Hai, băiatul. Acum pot țin 40, vedeți? Eu nu mă încă cu la mea. Ok. Nu știu de ăștia au fost fluorescenți. Pentru că îmi plac. Până că ultima oară, la început de tot, i-am cam omorât. Deci... 3, 19 din ăștia. Fiiiic, stati, 20 chiar, cu bonus. Tipo, a scăpat unul ești. Așa. Și ne mai trebuie niște... Ce dracu scrie acolo? Ne trebuia caroți și ce, domne? Uite, avea fosfor, lord, băi, ești nebun. Și de la pisică, ok. Avem ăsta de pisică, 3 măcar. Fix 3! Daragiu, daragiu, daragiu. O să fac solar shield, pot. Și acum ce se pun un net.
Fuck! Să arunc astea pe jos. Așa. Ok, hai să vedem dacă putem să le dăm. 3, da? 3, da? Tot pizda, mă, tip. Pau, șpau, șpau. Șpau, 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 să-mi uită la numărul cum crește. Șpau, 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 șpau. Era nimic. Efectiv, era nimic. Era de căpșuni. Ce pizda, mă, se fac cu căpșunile. Pau și mâncați, dați că vă plăbă. Și mi-era căpșuni. Ăștia își bă joc de mine. Țai, poate căpșunile sunt bune. Mă știi? Gen, nu le-am usat așa de des, ca și toate căcaturile astea. Hai să creștem căpșuni, poate e mai bine. Hai să creștem căpșuni. Ok, wow, avem copac. Nașpa. Nu știu, copacii nu nu-mi plac mie. Nu știu, nu-mi plac mie. Uite, în cazul ăsta putem folosi autofeeder-ul, gen... Mi-e lene să... Nu că mi-e lene să le dau de mâncare, dar acum sunt flămânde, nu mai sunt flămânde. Nu o să mănânce ce le dau acum. O să rămână pe la fund și nu o să le mănânce, știi? Și mai bine... Las acolo și o să le dea el mai încolo. Ok. Și avem nevoie de bani în momentul ăsta ca să... A, da, ca să punem net, ca să punem fosfor slime-ul, că le-am cumpărat deja ăla pentru întuneric. Ok. Și mai mergem la pisică cu găinile. Ok, deci avem un plan, o dată în viața noastră avem un plan, tata. Avem un plan. O, avem 5 de astea. Nu știu cât costă ăla. Ce probleme mă lovești, bă, în față? A, vrei de astea? Nu o să am bani destul. Hai să vedem cât costă, de fapt, netul ăla. Aernet 400. Bă, lasă-mi bă, pula, ce... Cum poate să coste atât de mult un... o plasă? Le-am pus muzică frumoasă și la pisici. Pisicile sunt investiția mea, dă-mă dreacu. Avem alea de pe aici, pe jos. Știu că sunt aici. Știu! Uite aici, așa. Nu poate fraierii pe mine. Nimenea. Astea cât costă, de fapt. Astea poate sunt worth. Astea sunt... 38. Și eu dădeam până acum... astea scumpe ca dracu. E mai valoros ca altul. Interesant. Așa, comanda range exchange offline. Hai să ne culcăm. Și... Da, nu ne culcăm, pentru că noi suntem bărbați adevărați, ok? Mergem la pisica aia de căcat, îi dăm mâncare și vedem ce se întâmplă. Avem 26 de găini. Dă-o în pula mea dacă cumva nu se ajungă 26 de găini. S-ar putea să ne ajungă. Atunci, un Tobi Slime. Tobi Slime. Hai să-i violăm. Uite, s-au făcut între ei, vezi? S-au făcut ăștia între ei. Oh, fuck, nu! Am dat a trebuit să iau Tobi Slime-ul. Pentru că se viola Tobi Slime-ul cu ăștia deja care se violează, efectiv s-ar fi creat iar chestia aia de căcat și ar fi mâncat pe toți. Și mie că ajungea la ferma mea și nu vreau să ajung la ferma mea și știi? Reasons. Unde era mai exact pisica aia? Țin minte că trebuie să fie un drum în jos undeva care să mă duc la alte tipuri de... chestiuțe de astea. What the fuck? Asta de piatră. Ok. Au! Au! Mă violează ăștia la ei în casă. Alo? Aici? Aici era, nu? Sper. A, se spawnează atunci când apar eu. Interesant. Interesant. Ce e aici? Opa! Opa! Cred că mai fost pe aici, de fapt, da, nu-i bai. Ce sunt astea? Ce joc să vrem, mă? Ui! A, sunt ăștia roșii răi. Dar ce? Ce e aici? A, e zona aia, mă, de căcat, în care nu e nimica. Ce pula mea? Uselessness. Doar costă că e mai rapid, cred. Sper. Sper să fie mai rapid. Aș vrea un dat bani degeaba pe el. Ce vreau să fac aici? S-ar lua pisica aia grasă de mâncare de nu știu unde. A, dar mereu când ajung aici încep să se violeze ăștia, frate, și... e nașpa.
Că se supără pe ei și se fac mari și grași, se transformă chestia aia neagră. Mănâncă, nu? Mâncă focusul, scula mea. Bă, s-o dea dracii cât mănânci! Bă, ești pe bune? Nu i-a ajuns, ești nebun la cap! Doamne, ferii! Aud găini, dar... Le mănâncă pisicile. What the fuck, cum arată pisica cu licuriciu, mă! Hai să culegem apă, pentru niciun motiv. Merge? Nu, chiar merge. Nu știu unde ar fi următoarea zonă în care trebuie să mergem. O fi grota și gen acolo se continuă. Deși nu cred. Deci e tot pe pământ pe aici, undeva. Dar chiar m-am uitat prin jur și n-am văzut nimica. Ați văzut că m-am uitat? Oh, fuck! Uite! O, merge să-și stropesc cu apă aici, nebun. Interesant. Ia mă, urcă. Urcă, mă! Treanța pis din mătii. Jetpack de căcat cumpărat de pe OLX. Ce e acolo sus? Sfoară, mă! Sfoară, mă! Hai, bă, piftele, mă! Bă, pula mea. A mers. Trebuie să merg. Trebuie. Nu pasă. Mergi! Au! Au! M-a lovit ăsta, ești nebună, mă. M-a ajuns pizza, mă, tine. Ui, mă, ăștia, am lovit. Au! Ce pula mea ai cu mine? Mă, cât de mare pisica acum, vedeți? De gras am făcut-o. Ah! Ce pula mea! O să mor aici, o să mor ca un căcat. O să mor... Trick to G, motherfucker. Trick to motherfucking G! Au. Mă fut în voi! Creierul meu nu poate să înțeleagă ce s-a întâmplat în momentul ăsta. Deci erau nervoase pe mine. Ce erau? Și unde erau? Întrebările mele. Ok. Acum, că le-am pus. Roșii răspunsuri. Oh, fuck, cum arată ăsta? Ce faci, bă? Bă, treci, bă, la carceră! Ce faci, ești afară? Am zis recu. Am zis dacă avem bani acum. Și avem 12 din fiecare. Sărăcie! Sărăcie! Hu, Dinamo! Acum tot Dinamo și... Să avem destui pentru... Oh, fuck! Am pierdut pe ea de noapte. Am pierdut licuricii. Mă gândesc pe planie. Ai pierdut licuricii de căcat. Licuricii pis de măsii! Mamă câte... Mamă cât se fac astea. Oh, mi-am găsit o producție mai bună decât... Căcaturile alea. O să se fac multe, nu vezi? Și pică și din copac. Adică gen și pică și mai stau și din copac și... Gen am făcut 34, 35. Bravo, tata mare! Pantofar. 4 rustări, uite-mi pula mea cu rustării tăi. Ce-i faza cu rustării? Mănânci asta? Mănâncă, băi, ceva. Mâncă de timpul la mea. Mâncă, șarlatanie. Poate graș mare. Ce am... Se ajunge? Omul ăla, cât se cacă ăștia, se dă de aici. Vedeți? Se cacă așa, pă, fără șleau, uite, pa, și tot. Hai să ridicăm cât e mare filmarea. Ok. Ce vreau să fac acum? Ce vreau să fac acum de fapt? E să-i pun nestul ăsta deasupra, nu? Ernetul ăsta. Ok. Cea de ernet. Acum ar trebui să stea aia fosforescenții înăuntru. Dar nu e noapte, deci nu am cum să mai găsesc vreodată în viața mea. Iar zona aia cumpărată, deci am cumpărat-o pentru găini, practic.
Dacă tot am cumpărat pentru găini, hai să strângem găinile alea de căcat. Nici nu se... Am dat 1500 pe căcatul ăsta. În fine. Hai să strângem găinile de pișat și să le dăm la pisica aia să mai strângem. Să ne... Cât pula mea trebuie, dăm de mâncare la pisica aia să dea drăcii. Avem multe zone pe aici de construit, dar... De ce? De ce mai mult de nestul ăla nici n-am avut nevoie până acum? Pentru că n-am găsit alte slime-uri. Nu știu unde dracu sunt ascunse. Am vrut să-mi fac cu economia așa stabilă, știi? Mai întâi. Gen, să fiu sigur că atunci când mă întorc acasă, am banii pe masă, adică... Păi cum? Din aici ceva? Trebuie să fie ceva gen zonele deblocate, nu? Nu mă lasă să zbor atâta, e enervant. Din nou altitudine maximă și... Poate. Poate merge așa. Parkour style. Stai, hai să așteptăm. Ok, ok, am ajuns undeva mai sus. E bine. Așteptăm așa un pic. Ok. Aia e zona nouă? Nu, aia e căcat în care nu-i nimica. Sau sunt eu proști și chiar e ceva acolo. Nu știu sigur să spun. Acolo e zona aia. Ok, nu știu, nu știu, ar mai trebui să fie ceva nou. Chiar nu știu să zic. Unde ar mai fi ceva nou? Acolo? Oare? Să vezi voi unde ar putea fi ceva nou, chiar. Poate găsesc acum, dar... E așa fucked up. Acolo e unde am eu baza. Interesant. Și fucked up în același timp. Așa, trebuie să găsim din nou grăsanca de pisică. Ca să o umflăm, să vedem dacă ne dă ceva. Poate aia ne teleportează în zona nouă. Poate. Intrăm înăuntru, ce dracu? Așa. E o cutie. Fuck, nu e cutie. Chestia m-a rămis... Oi, bă, chiar era o cutie. Bă, dar ce la bagiu știe ce zice. N-aș și mâncă de templul ăla, oricum n-am ceea ce cu ea. Deci în zona aia... enervant. Aveam ceva ce cu ea. Fuck, eram grasul ăsta de mâncare. Asta e doar grasul ăsta, e posibil în jocul. Hai să dăm și la grasul ăsta de mâncare. Poate face ceva util. Poate... Și ultima. Intră mă în el. Și că e prima întâlnire. Pau. Bă, ai trecut prin el. Să-mi bag pula. Deci de ținut minte, trebuie să hrănim un grăsan și o grăsancă. Pisica aia și ăsta gras de aici. Să vedem ce se întâmplă, nu, chiar nu știu ce pizza mă trebuie să fac. Mapa asta e așa fucked up, adică sunt zone din astea în construcții și chestii și practic în construcții înseamnă că n-ai voie să intri pe ele, nu pentru că nu e ceva. Puțin nu, pentru că, hai să verificăm, poate în construcții așa între ghilimele. Gen, stregete ca să ajungi la ea. Hai mă urcă, hai mă. Poate. Zic și așa. Ce-am făcut? Sunt un geniu! N-am făcut nimic, de fapt, dar... Tot sunt un geniu. Vreau să încap aici, oare. Apoi pula mai este aici. Tocmai am pierdut toate găinile. Sper să nu. Doamne ajută-mă! Haide! Haide mitică! Nu, mitică, m-ai trădat! A, știi cum facem? Hai să ne-am să tragem găinile pe aici. Care pe aici ești, bă? Merge, bă! Le arunc pe toate aici, a? Și presupun că ne sinucidem. Asta e viața, asta trebuie să te mai și sinucizi.
Dar o facem încercând măcar să supraviețuim. Niciodată nu vă sinucideți fără scoo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 o
Poate e drumul secret, de care eu nu știu. Ai o pulă, nu e nimic pe aici. Uite, aici e ceva, dar nu e tocmai interesant. Aaaa! Găinile mele. Trebuie să ne recuperăm găinile. Să mergem la pisica aia grasă împuțită. Aaaa, bă, mi-aș pula mea pisica. Cur cu vițea și pisica. Cât mai e din episod? 20 de minute deja. Păi, ne vedem data viitoare. Sper să găsesc zona nouă, să merg direct la ea, să nu mai stau să mă plimb pe aici. Trebuie să dăm mâncare la pisică, la grasul ăla, să vedem ce pula mea fac ei dacă le dăm mâncare completă. Și cam atât. Alpaca King, nu uitați să lași un like dacă ți-a plăcut de episodul și mai vrei așa ceva. Și să te abonezi canalului. Atât spune și Tessie. Alpaca fucking King out.